Salut, Tauri! Voi face citirea pentru uh, Relații luna decembrie 2024. Relațiile voastre în luna decembrie 2024. Deci, voi pune aici cum este relația. Ce fel de relație aveți? Relația voastră? Ce aduceți voi în relație? Ce aduce partenerul în relație? Cum vedeți voi această relație? Se vede cam prost. Cum o vede partenerul? ce sperați voi de la această relație și cum se va încheia această relație. Să vedem la baza pachetului. Aveți un voi la primele trei cărți. Da, deci iată aveți un rege de spade, de cupe, scuzați-mă, vorbim de un bărbat cu ascendent zodie în scorpion, un bărbat sentimental, romantic, sensibil, care, totuși, dacă trebuie să-i câștigați bunăvoința sau dacă trebuie să vă înțelegeți cu el, atunci trebuie să fiți foarte atenți să nu-l răniți. Este o persoană care s-ar putea, totuși. Răzbuna. Și aici aveți foarte multe vorbe, discuții. Poate că nu sunt, nu sunt vorbele voastre, fiindcă vorbim de o persoană cu un aspect important pe o zodie de aer, probabil versetul sau gemeni, care este mai tânără și duce foarte mult vorba de colo-colo sau face în așa fel să. Iasă un fel de discuții între voi, tocmai datorită acestor vorbe duse. Gândiți-vă, s-ar putea să aveți o pierdere. Este o pierdere de care nu puteți scăpa, am zice. Deci, nu veți nu sunt plăți, nu sunt datorii pe care le aveți de plătit poate e datorii karmice dar sunt, e o pierdere este ca și cum eu știu dacă v-ați muta de la o locuință la altă locuință, normal fie că sperați că veți câștiga un spațiu în plus sau cine știe ce apare o pierdere, nu în locuința veche, aveați anumite amenajări. Și fiindcă apare aici am văzut o arcană majoră, deci după ele, dreptatea, s-ar părea că la mijloc este și dorința de a vi se face dreptate. Balanța cu spada uh, pare să fie această dorință legată de un proces, de începerea unui proces sau chiar de finalitatea unui proces. Deci, să așteptați un răspuns. Uh, întotdeauna când avem dreptatea, ne putem gândi la. Uh, Situații dificile, adică trebuie să știm forța de reacție a celuilalt, trebuie să cunoaștem legile pe care se judecă, să încercăm să stăpânim aceste legi, dar și forța de reacție a celuilalt și să nu uităm niciodată de dreptatea și adevărul divin. Acestea. Ar fi. Deci, relația voastră s-ar părea că este legată de iubire. Vorbim de Venus. Venus, care este zeița iubirii, zeița fertilității, a abundenței, a dorinței de bine, și în această relație, în care fiecare și-a dorit anumite aspecte, voi s-ar putea să fiți uh, legați, legați în sensul că depinde foarte mult de o femeie uh, cu ascendent zodie, lună plină în capricorn. O femeie care este creativă, o femeie care uh, tot timpul face ceva, creează ceva, realizează niște venituri, uh, nu sunt foarte mari, dar uh, acest aspect îi aduce bucurie și se simte foarte bine. În ceea ce privește relația voastră, s-ar putea să fie o bunică, o mătușe, o mamă, cineva de care depindeți în final financiar. Când aveți câte o problemă, apelați la această persoană. Partenerul, partenerul sau partenera vine cu foarte multă iubire. Deci, revarsă această iubire va aduce iubire, iubire față de divinitate, iubire față de voi, față de părinți, față de frați, de familie, de prieteni. O persoană sentimentală. Și dacă vă analizez pe voi. Voi s-ar părea că ați sperat foarte mult de această relație, ați visat foarte multe legate de această relație și poate că aceste vise n-au fost numai ale voastre, au fost și ale acestei regine de monede. O regină de monede care s-ar părea că uh, vede acum o amăgire. Uh, tot ceea ce a visat sau tot ceea ce și-a dorit pentru voi nu s-a îndeplinit, este mult prea departe și îndește probabil că este mult mai bine să se încheie totul, să fie o finalitate, astfel încât să fiți liberi și să puteți începe altceva, să puteți căuta o altă relație sau să începeți o altă relație. Deci, cumva, această relație pe care o aveți cu această persoană, care este în vârstă, vă arată că, de fapt, nu... Nu ați ajuns acolo unde ați visat și unde a visat și ea. Și, în final, deci, sfârșitul de relației este uh, mult mai benefic. Partenerul de viață. poate să gândească la o schimbare, să încerce să facă o schimbare în viața voastră. Această schimbare gândește că îi va aduce o perioadă de liniște, de calm, de armonie, de înțelegere. Și își poate dori, am zice, să aduc o schimbare importantă, să facă o alegere, să, nu alegere, să ia un proiect, să lucreze, să facă ceva. Deci, fie uh, gândesc eu uh, să plece pe un drum. Uh, nu neapărat, uh, eu știu, uh, un drum uh, să plece să vă lase, poate eu știu să plece în străinătate, să încerce să se descurce mai bine cu banii, să poată eu știu să plătească datoria sau eu știu un credit, să încerce să cumpere un apartament. Poate că voi nu stați separați de această femeie în vârstă, care totuși are o influență foarte mare asupra voastră și această dorință de schimbare s-ar putea să îl ducă pe un drum uh, greu, un drum care să meargă chiar la o finalitate, la un sfârșit, la o încheiere, dar uh, îl așteaptă foarte multe probleme și probabil că pe amândoi vă așteaptă foarte multe probleme. Uh, vorbim mai repede de uh, bârfă, de minciună, de răutate, de capcane întinse, de tot felul de situații dificile, de persoane care sunt nepăsătoare și nu se implică în problema voastră, și uh, finalul ar fi legat de o casă, un cămin. Poate că, într-adevăr, aveți nevoie de acest, uh, această casă, de acest cămin uh, unde să. Vă simțiți bine să fiți uh, numai voi doi, și uh, acesta este chiar finalul. Deci, uh, partenerul vostru de viață sau partenera de viață uh, vine cu foarte multă iubire în această relație a voastră și este hotărâtă să schimbe ceva, să înceapă ceva, uh, un drum uh, greu. Foarte lung și greu, cu multe obstacole, care să o ducă în final la această casă care să fie un fel de împlinire a iubirii voastre. Dacă Dar să cerem puține clarificări la celălalt tarot, care are atât și numerologie, dar și uh, ceacrele trecute. Și să vedem uh, ce se întâmplă în această relație. Deci, uh, avem uh, împărăteasa. Deci, uh, iubire, armonie, fertilitate, abundență, cam asta ați. Uh, V-ați dorit voi în această relație. Și totuși ați făcut eforturi foarte mari, dar aceste eforturi s-ar părea că nu sunt recunoscute. Nu ați avut rezultatele lor, și unii din, unul dintre voi gândește să lase totul deoparte și să-și urmeze drumul în viață, să privească spre viitor are nevoie de foarte multă energie, simte această lipsă a energiei, a puterii și chakra plexului solar poate să-i dea această energie și putere. Să vedem partenerul vostru sau partenera voastră cu aceste as de cupe Asu de cupe vine chiar din partea unui bărbat cu ascendent zodie în scorpion. Deci, partenerul vostru al s-ar că și a mai căzut toată la baza pachetului la acest scorpion. Deci, poate să fie. Un bărbat sentimental, romantic, care într-adevăr să arate această iubire pentru voi. Scorpionii sunt foarte pasionali, sunt sentimentali, dar el se bazează și pe intuiție. Își folosește și intuiția. Să vedem rolul acestei regine de monede în relația voastră. Ce clarificări putem primi? Pentru această regină de uh, monede. Uh, ea își dorește împăcare. Deci, uh, își dorește să vă vadă împăcați, uh, să vă înțelegeți, să ajungeți uh, să la o înțelegere, fiecare să cedeze ceva, fiecare să uh, primească ceva, astfel încât să existe o armonie. Venus în Rac chiar asta reprezintă, da? Deci Venus se ocupă cu familia în Rac, este uh, o mamă, o soție uh, preocupată de starea familiei. Uh, dar uh, poate se preocupe și de starea celorlalți în familie. Să vedem ce se întâmplă cu această încheiere. Dacă ne uităm aici, aveți luna și la capătul celălalt moartea. Uh, aici, în această arcan, nu a fost reprezentată, dar uh, la capătul drumului de la luna, este întotdeauna moartea. Deci, se încheie. Să vedem ce se întâmplă aici cu această amăgire. Fie că voi v-ați creat foarte multe iluzii, foarte multe amăgiri, ați sperat foarte mult și nu vi s-au împlinit aceste speranțe, dar și această finalitate pe care poate să fie o trezire, și iată, într-adevăr, voi ați vrut să vă înțelegeți foarte bine, să fie armonie între voi, să fie creativitate, să aveți copii, să vă simțiți bine, fericiți. Vorbim de ceacra sacrală. Deci, s-ar putea ca acest aspect să primeze pentru voi. Dar în data de 13 s-ar putea ca ceva să ia sfârșit în această atitudine. Să vedem ce se Da. Deci, între 13 și 15, 13 ar trebui să vă gândiți la sacrificii, la finalitate, la încheiere, la moarte și la acest diavol care nu aduce nimic uh, benefic, da? Este legat de vicii, de uh, situații în care s-ar putea să fie vorba de un bărbat cu ascendent zodie în capricorn și care vă cunoaște nemulțumirile, vă cunoaște dorințele și chiar uh, se va folosi de aceste dorințe, ale voastre sau ale acelei persoane legate de uh, regina de uh, monede. Uh, Poate să fie o persoană care uh, valorifică nemulțumirile acumulate, tensiunile acumulate. Deci, uh, Trebuie să fiți foarte atenți să încercați să renunțați la aceste vicii și să nu cădeți în capcana acestui diavol, fiindcă, în final, acest 15, din punct de vedere numerologic, reprezintă un 6. Deci, este liberul vostru arbitru dacă vreți să continuați așa sau dacă nu. Nu intrați în jocul acestui capricorn și nu ajungeți spre finalitate, spre încheiere, spre sfârșit. Aveți nevoie de această conectare la pământ. Vorbim de o ceacră principală, de o ceacră care vă spune că aveți nevoie de energie, de securitate, de protecție și este bine să faceți această conexiune cu pământul. Această conexiune cu pământul, gândiți-vă că puteți merge, eu știu, în niște excursii, puteți, acum nu mai puteți avea acea conectare la pământ, să zicem, să mergeți cu picioarele pe pământ, fiindcă e drece, nu-i plăcut, dar dacă mergeți în natură, poate împreună cu partenerul de viață, s-ar putea să vedeți totuși altfel aceste aspecte legate de viața voastră de zi cu zi. Partenerul. Partenerul vostru, el gândește o schimbare și iată, vrea să fie un magician. Vorbim aici de da, deci de o arcană majoră, magicianul să fie individualistul, să fie cel care uh, poate să se folosească de uh, gândire, de mental, de uh, creativitate, de idei, de uh, energie, de vitalitate, uh, tot ce ar putea să-l ajute astfel încât să. Să-și folosească bagheta magică, să vă manipuleze, să manipuleze situații și să-și atingă scopul. Deci are un scop, și probabil că scopul este această casă pe care și-o dorește, și își va atinge acest scop. Și 18 este un aspect și de încheiere, de final. De uh, situație în care uh, partenerul vostru de viață uh, merge pe acest drum epuizant, unde are nevoie de uh, înțelegere, de ajutor, de uh, trebuie să facă rost. Uh, să facă față abuzului de putere, trebuie să facă față epuizării, deci nu va fi ușor. Acest aspect îl veți observa poate pe data de 18, și poate că atunci o să vă concentrați și voi mai mult pe acest aspect și să vedem ce se întâmplă cu acest lună. Iată, luna merge la o regină de spade. Poate fi o femeie cu ascendent, zodie sau lună plină, în balanță. Ea reprezintă întotdeauna balanța, o femeie intuitivă, o femeie care își folosește intuiția și vă îndeamnă și pe voi să vă folosiți intuiția. Poate să fie o persoană care cunoaște eforturile pe care le face partenerul vostru de viață. Poate fi vorba de o persoană în vârstă. O colegă, o șefă, mamă, soră, cineva care încearcă să vă deschidă ochii cu tact, cu diplomație și încerca să vă folosiți și voi tactul, diplomația, pentru a avea un răspuns benefic din partea ei și de a vă înțelege cu această persoană. Finalul acest 4 de, de băte vă duce în fața uh, unei case. Deci, uh, o casă la care ați visat, o casă la care probabil partenerul de viață a visat foarte mult, uh, pentru care a făcut eforturi foarte mari. Și iată eforturile din nou, luna, din nou 18 din nou un drum foarte greu cu foarte multe probleme nu de un aspect benefic în situația în care voi veți alege să vă despărțiți și veți prefera cele două situații care sunt, da, deci, finalitatea să se încheie această relație și acest diavol, s-ar putea ca partenerul de viață să preia toate datoriile locuinței, să preia aceste aspecte și să încerce să facă față eforturilor necesare pentru a plăti datoriile, dar oricum uh, uh, intră pe un drum foarte greu, unde ar trebui să observe și să acționeze în consecință. Sau dacă voi decideți să rămâneți alături de el și să mergeți pe acest drum plin de pericole, este o zi importantă pentru voi când va trebui să decideți ce faceți, și dacă veți merge pe acest drum, să păstați această locuință și să mergeți să uh, plătiți toate datoriile, tot ce aveți de plată, uh, nu va fi ușor, dar uh, va trebui să observați și să acționați în consecință. Deci, tot timpul va trebui să fiți foarte atenți, chiar dacă va trebui să faceți eforturi foarte mari. Pentru a, 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 a ieși din această situație, să aveți nevoie de foarte multă energie și de foarte multă atenție să, nu, să scăpați, să ieșiți din imprudențe. Aceasta a fost citirea pentru voi. Eu vă doresc numai bine, vă mulțumesc pentru timpul acordat și dacă vă regăsiți în aceste citiri, puteți să ajutați canalul să dezvolte, dând un like, abonându-vă, transmițând mai departe. Nu vă costă nimic și vă mulțumesc!